de zile în care finalistele au beneficiat de tratamente oferite de specialiștii municipiului Arad în materie de frumusețe, seara mult așteptată a evidențiat frumusețea fetelor. Ca în fiecare an, concursul a beneficiat de cele trei probe, a costumelor de baie, a rochilor de seară și proba întrebărilor, după care a sosit momentul mult așteptat, decernarea premiilor. Mă simt foarte bine în a noua LACER, mulțumesc susținătorilor mei și toți cei care m-au susținut până acum. Te-ai gândit că vei câștiga? Mă gândeam, dar orice toate fetele au fost frumoase. Cum a fost perioada de pregătire pentru concurs? Și grea și ușoară, cu bune, cu rele, dar am decurs foarte bine în general. Ai de gând să mergi mai departe și să participi și la alte concursuri de frumusețe sau vei păstra acest eveniment ca o experiență unică în viața ta? Desigur, dacă voi fi invitată, desigur, da. Chiar dacă fiecare concurent a primit câte un titlu de Miss, locul întâi a fost câștigat de Bianca Tirsin, care timp de un an face parte din proiectele de caritate și în materie de frumusețe în care se implică organizatorii evenimentului Miss Arad. Câștigătoarea Miss Arad 2015 este Bianca Tirsin. Bianca Tirsin, Miss Arad 2015, ediția 10. De asemenea, anual, concursul de frumusețe încearcă să facă mai ușoară viața cuiva aflat în suferință. Anul acesta, organizatorii au încercat să-l ajute pe Norbert, un băiețel de 9 ani diagnosticat cu limfon non-Hodgkin în anul 2008. În urma încasărilor pe biletele de intrare și nu numai, banii vor fi depuși într-un cont care îl vor ajuta pe Norbi să ducă o viață mai bună.